Oh yeah. Până acum nu bei se repară, dar niște oameni responsabili se ocupă de asta. Văd că îmblă pe acoperiș cu capul gol. Pare legat, dar dacă lunică și cade cu capul de perete, oare cât de bine o să-i fie? Și alții lucrează tot cu capul gol. Unde se uită inspecția muncii și ce vede ea acolo. Dacă n-ai cască și mergi pe aici pe sub scheler, te trezești cu ceva în cap sau cu vreun muncitor. So, restaurant, fantastic touristic museum, Kanaku Manuka Bay. Văd că toți lucrează aici cu capul gol. Ca la hâncești. Ca la țară. Și vinovați de ăștia ar trebui să fie antreprenorul general Secevi Conserve Serele de la Chișinău și în mod special și personal Vladimir Mițcu. Canadianul se uită la asta și se minunează.